seara asta să se facă ceva. Eu nu zic nimic de problema dumneavoastră de, de sănătate. Convingeți-o. Nu, nu se poate să nu colaborați. Să înțelegeți cu un om care este greu. Doamnă, eu știu că stau de 20 de ani aici. Nu las la mine, eu vă înțeleg din toate punctele de vedere, dar nici eu nu sunt în măsură să fac nimic. Eu urlu pentru că mi-am stricat sănătatea cu ea. Și nu mai știu la cine să urlu. În ziua de azi ne stricăm sănătatea și dacă ești în păstrat. Vă pasă? Vă pasă? Dacă nu-mi păsa, nu eram aici, nu credeți? Nu cred că v-a păsat în toți ani ăștia. Dacă las la mine, nu stau de vorbă cu dumneavoastră. Când am venit să mă cet, am venit să rezolv cumva situația. Văd că se întoarce, vă întoarceți. Eu v-am văzut că fumați. Așa și... Rezolvați problema, că nu se poate. Fumez, nu fumez de pe banii dumneavoastră și fumez ca să mă calmez. Mulțumesc pentru aroganță. V-aș fi dorit să fiți în locul meu și poate așa mă înțelegeați. În locul meu și a vecinei de dedesubt. Adică în locul meu. În locul meu și al vecinei de dedesubt. Și atunci aroganța asta nu mai aveți. Vă bat două secunde în casă. Vă rog să o convingeți, să o duceți. Eu vă rog ca să vă rog cu calma la mine. Este interesul ca să fie cât mai mult, să facă apartamentul în varză, că oricum domnii au... Vând apartamentul, că sunt singurii moștenitori. Haideți să nu... Eu am făcut tendă mersul aici. Haideți să nu ajungem de la urmă. Păi rezolvați problema cu organele, nu? Deci voi ia până la urmă, brigată. Nu, deci noi nu avem. Dar nu se poate așa ceva. Deci ajunge să dea și foc și tot nimic. Deci nu se poate așa ceva. Adică asta nu te mai fie pe calme. Noi nu avem cum să luăm. Cine a zis asta? Dar eu i-am vorbit cu alții, nu se poate, că poliția a făcut cirapări în casă. S-a dus să încuie ușa. S-a dus pe naiba, intră în casă și se încuie și după aia iar e tâmbălă, că nu scoate nici naiba din casă. S-a dus cu polițiști. Nu duce nimeni înapoi în casă, nu o să rămân în casă. Dar înțelegeți și că nu putem să ne purtăm într-un anumit fel cu o persoană foarte înțelegeți. A venit momentul că da foc la bloc. Eu de 20 de ani înțeleg. Gaze în bloc. Se poate. Și în momentul în care dă foc instituțiile statului nu fac nimic. Nu ne permite legea. Nu se poate așa ceva. Adică ne permite legea să ne omoare pe toți. Asta era ideea. Adică nu am... Sperați că Dumnezeu, că s-a omenit. Nu vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, rudele directe. Păi până acum de ce n-a avut grijă de ea să o ducă la un azil? Ruda directă. Acum are gura mare, rudă. Direct, adică de gradul 1. Dar nu vedeți ce repede au venit? Dar de atâția ani nu le pasă, că are vecini. Care ce mânca, n-are... A vorbit sora mea, nu știu exact ce a vorbit ea la telefon. Georgiana, liniștește-te, rog. Nu te mai puteți să înțelegeți deloc până nu sunteți în pielea mea. Nu ați înțeles nimic. Calmați-vă puțin. De ce mă urlați la mine? Nu mai pot. Ce credeți că... Că o lăsați să se ducă înapoi. Nu o lasă, Georgiana. Știi ce a fost făcut când a urcat? E fratele. Așa? Așa? Dați-vă dracu de aici dacă nu vă convine. Înțelegeți? Dacă aveți atitudinea asta, normal că o să vă zic așa ceva. Doamne, dar care a fost atitudinea? Calmați-vă puțin. Ați văzut că am urlat la dumneavoastră? Doamnă, ce vreți să-i fac eu? Înseamnă că sunteți din aceeași familie, da, se cunoaște, exact, se cunoaște. Eu am întrebat-o pe sora, îi pasă. Are suflet de femeie, are copii? Sora are copii? Sora are copii? Are copii? Observați cum vorbesc eu cu dumneavoastră? Doamnă, eu am... Doamnă, trebuie să vorbiți ca mine. Asta m-a adus în situația asta. Eu nu mai pot să fiu cald, că nu am dormit. Înțelegi, n-ajungi la nicio soluție dacă ții. Dă-te-o să dormi liniștită ca dumneata. Vrei să găsim o soluție? Eu mai dorm de 20 de ani liniștită. Așa, urmați în continuare, că nu am ce să vă fac eu. Nu plec dacă mai continui așa, nu plec. Dar tu nu vezi ce aroganție? Păi eu sunt arogant, eu urlu la dumneavoastră. Nu te magi. Dar nu ți-e rușine. Nu ți-e rușine. Singura prostie pe care o făcut. Da, 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 da
uitați-vă puțin, dacă consigă ne dacă îmi vine salvarea la ei, păi să-mi dat un rău și la ce să vină. Thank you.